Abia aștept să vă aud cântând. Aoleu, ce scrise din noi numai note de alea bătrâne, mă. Eu nu pot vorbi încă până termin mărul din gură. Am un măr. Aoi, bun. Aoi. Ăla-i măr australian? Nu, e verde. E verde? E verde. E verde. E verde, e măr verde. Și că sunteți, sunteți comunist? Nu, sunt vegetarian. Aha, hai, bun. Primasa în oraș. Cum stai? Ești bine? Stai așa un pic, stai așa un pic să bag casca. Am venit de la radio, am ajuns acasă, am avut emisiunea astăzi și acum am dat drumul la calculator să văd ce-mi fac frații, prietenii din România. Ce face Tică și cu Vasi. Așa, tata, așa. Pentru că ieri a fost 23 august și am vrut să strig și eu trăiască 23 august, ziua eliberării patriei noastre de sub jugul fascist, așa. Să bea o bere, să bea o bere, să mănânc niște mici, struguri și lepeniță. Că nu și vrea... crempuși, păi, ben, și crempuși. Da. Și crempuși, știi, cu muștar. Că nu se găseau bine dacă mai... și struguri. Altcum n-aveai șansă să mănânci struguri și lebeniță în România, decât numai la 23 august. 23 august și 28 ianuarie, de ziua lui Muscatu. După ce Ceaușescu, mă tot uit la documentarele care rulează la voi la televiziune în România, care îl descrie ca mare bandit și dictator și... ei, vezi tu, își fac popularitate la democrație, dar privind toate acele fotografii vechi de arhivă cu viața lor, uitându-te și citindu-le tu, după îmbrăcăminte și istorie și după fețele lor, îți dai seama că adevărul a fost de fapt altul, că au fost niște oameni săraci, sinceri, adevărați, patrioți în felul lor și că felul lor, da. Și nu și-au meritat soarta care au primit-o în final, înțelegi? Da, asta de acord cu tine. Pentru că de exemplu și faptul că îl avem pe unul ca să zicem Iohannis, Trump, Merkel, Macron, oricare ar fi, Se datorează nouă populației, poporului, că îi alegem și le permitem să-și pună legile lor, să-și facă legile lor, înțelegi? Cu tot felul de imunități, înțelegi? Pe ei îi prins având sex și ei scapă, înțelegi? Dar tu ai sex cu una de 18 ani, fără o lună sau o zi și intri la pușcărie pe viață, poate. Da. Înțelegi? Deci asta nu o văd corect și asta nu cred că duce spre bine. Și vezi ce mentalitate ce oameni te schimbă mediul în care trăiești. Da. Acum eu nu știu, voi mă auziți acolo ca lumea? Sau te auzim foarte bine. În Australia. Da, fratele tuturor. E cineva cu noi la masă și-a întrebat cine e omul ăsta care vorbește așa frumos. Da, și cine e doamna care doamna a vorbit? Este... A crezut că e nevastă ta. Nu, uite aici când stăm noi cu Tică să adun aici, uite toate femeile cu masă vin lângă noi. Imediat, uite. Coadele, ce drag mănânce aceea, șuncă? Stai seama. Pare... Auzi, Saca, să poți să pare, ai... eu beau o cafea. Noi am trecut pe bere. Păi berea e mai ieftină, cu apă iradiată. Cu apă, ce mic, ca să te așteptăm cu flori acolo și cu covorul roșu. Auzi, când am plecat din România, am scris pe ușa de la cineclub, am lăsat un bilet, o foaie pe ușa de la cineclub, acolo în spatele vostru. Am scris, plecat în Japonia, mă întorc imediat. Câte cu pen?
Uite. Auzi, vorbim... Ia să vorbim cu Ben, mă. Și cu Germania. Suntem cu Germania și cu Australia. Îți dai seama ce combinație am făcut. Da. Trăiască Merkel. Trăiască Merkel. Da. Încă nu... Încă nu te-ai spălat pe mine pe mâini, ca să pui mâna pe mine și te speli. E bine, îl vezi, îl vezi. Ai înțeles? Uite-l aici, uite-l. Și nu-mi fundeți nervișați că închid și am plecat. Nu crezi, eu ca mine, dar e reflexie, nu se vede. Nu se vede. Că e reflexie în telefon. E reflexie în telefon de la cer. Da. Ce medicamente? Păi, dar eu am un program. Cum că m-am ascuțit ca o lăcustă? Uite, nu vezi cum. Și eu, mă. Sunt bine, mă. Da. Da? Tu te-ai mai îngrășat un pic, Iaso. O sună așa de la... Înseamnă că ești ok. Ben, mai trimis și mie emisiunea, mă. Păi da, s-am pus-o chiar aici, pe Skype. Trimite eu și un caso. Ok. Mulțumesc, măi, mulțumesc. O să eu trimis și Iasu. Ce să-i spun lui Iasu, zi? Îi trimiți emisiunea, nu trebuie să-i spui nimica, că eu nu știu nimic ce să-i spun lui. Că el nu l-a văzut de 45 de ani. Bun, o să-i spun. E stare de tot, e stare. Bune, păi da, bun. Auzi, dar când cântați? Că mi-ați spus că o să cântați. Ei, da, lui Vasile, o să cântăm odată dacă vii tu pentru tine. A, păi acum nu cântați astăzi fără chitară. Nu, mă, păi fără chitară nu putem merge. A, deci voi nu știți să cântați cu bere? Fără chitară nu cântăm, măi. Nu? A, ok. Bine, vă las atunci să vă îmbătați în continuare. Bă, păcat că nu ești tu cu noi. Da, îmi pare rău că nu pot să fiu acolo, pentru că asta e. E frig în Australia, mai bine. Da, noaptea este frig noaptea, acum este, pe măsură ce se încălzește la voi, se răcește la noi. Dar nu este așa de frig ca în România, nu? Adică 8 grade sau nu e mare frig. Dar nu e 31, mai Ben, e 31, mai. Păi da, la noi acum sunt 16 grade, este ora 6:30 seara și noaptea se face câte 8 grade, pe la 3 dimineața, 4. Bine, bine. Păi m-a părut bine că te-am auzit, am să-l vezi, l-au și pe Vasile, știi? Da. Cine sunt gagicile care stau cu voi la masă? Sunt niște fete, niște care lucrează aici. Cu Vasile să dură toți pe lângă noi. Păi vor autografe, nu? Da. Hai că te-am pupat, pe te las. Păi ne mai auzim. Da, unde e Vasile? Vasile vorbește cu Iasu. Ah, ok, bine, te las. Vă las să vorbiți cu Iasu și pe urmă o să vorbiți cu mine cu chitară. Ciao. Bine, ciao, Ben. O zi bună, o seară bună asta. Ciao. Ciao, Ben, ciao, să trăiești. Ciao. Scuză-mă că vorbesc și cu Iasu acum. Ok, vorbim mai târziu. Okay. Da. Hai, era, ai făcut masă aici.